urlă durerea la doar 30 de ani. Se simte personajul principal într-o dramă în care este obligată să joace. De nimeni altul decât de către soțul ei. Bărbatul care ar fi de fapt călăul femeii, după cum acuză chiar ea. Povestea pe larg chiar acum. M-a strâns de gât, m-a vrut el să bage furca în mine. Nu mai suport așa ceva, e în stare de orice. Plânge zi și noapte. Mama Gabriela, o femeie de 30 de ani, a ajuns la capătul puterilor. Și asta pentru că soțul ei ar fi devenit călăul său, acuză cu lacrimi în ochi femeia. Spune că viața sa a fost și este în continuare doar o dramă și nu știe cât timp va mai rezista, dar simte că sfârșitul este aproape. Numa suferință, am avut, trebuie să mă lupt de una singură pentru copii. Asta am văzut eu în casă la părinții mei și nu vreau copiii mei să trăiască așa. Vreau să zâmbească, că eu așa am fost chinuită de mică. Și e chinuită și acum, acuză cu lacrimi în ochi mama Gabriela. Spuneți că dumneavoastră sunteți personajul principal al unei adevărate drame. Da. Da, când mă uitam la televizor, nu venea să cred. Eu plângeam în fața televizorului. Când vedeam femeile maltratate și bătute și umilite. Pentru că înțeleg că vă regăsați în acele femei. Da. Când a început să dea mine, m-a strâns de gât și aici am fost rău. Oricum s-a mai vindecat. Mi-a dat cu pumnul un șol și a început să mă strângă de gât. Ți-am smulgă și că am avut și cercei să mai cunoaște și aici un pic. El m-a amenințat că nu să scap de el decât moartă. Acestea ar fi cuvintele pe care tata Marian, dacă putem să numim tată, i le-ar spune soției sale în fiecare zi, zi de zi. Ore, minute, secunde în care mama Gabriela a încercat să găsească o soluție, să evadeze din iadul care ar fi fost adus în giurgiu de tata Marian. Voi este frică? Acum da. Credeți în stare să vă ia viața? Da, mi-a zis de foarte multe ori să înceteze, să nu mai dea mine, să nu mai mă jignească. Însă bărbatul ar fi de neoprit, așa că acum mama Gabriela își dorește un singur lucru. Să pot să am o casă, să pot să stau cu copii. Casă, un loc sfânt pentru ea. Un loc în care ar vrea să se audă doar râsetele copiilor. Fericită mă face doar copiii. Vreau să râdă. Cât despre ce are să-i transmită bărbatul ei? Să mă lași în pace, să-mi cresc copiii așa cum știu eu și să fie fericiți și să mă las să trăiesc. Ce s-a întâmplat în timp de 12-13 ani? Ați fost abuzată în toți anii ăștia? Adică de la început a fost agresiv cu dumneavoastră? Da, a fost mai mult rău decât bine. Și de ce nu l-ați lăsat? L-am lăsat acum 2 ani, 3 maxim. E de când a fost să mă îmbată cu furca și s-a opus mama lui și tatălui. De n-a reușit să dea atunci în mine, dar în schimb am fost vânătă pe corp. Că el m-a bătuse înainte. N-a reușit, te-a bătut bine. M-a bătuse înainte. Nu cu furca. Am înțeles. Nu cu furca, dar m-a bătuse înainte. Și... Adică se putea întâmpla mai rău, cu furca da. Vrea să o bage în tine. Da, și atunci n-am plecat în seara aia, dar a doua zi am plecat. Am plecat, am stat o săptămână pe la o soră de-a mea. Dintre care m-am întors înapoi pentru copii, că plângea copiii. Și atunci erau mai mici, mai micuți, cu 2-3 ani. Și m-am întors, am fost nevoită să mă întorc până înapoi pentru că... Până ajungem noastre, plângem după mamă, până la vârstă înaintată. Nici nu aveam unde să stau. Că dacă aveam unde să stau cu copiii, poate că nu mai mă întorceam. Adică ați depins foarte mult de el toată perioada. Da. Aveți casa dumneavoastră, casa e pe numele lui? Nu am depins de el neapărat, pentru că tot în casele la lume stau. N-avem o casă stabilă. Ca și acum, deci acum tot în cauza lui. Erați căsătoriți cu acte? Din 2005. Adică din 2015 suntem. Adică acum 3 ani. Da. Dar pot să vă întreb de ce v-ați mai căsătorit? Și o să vă rog am crezut că se schimbă. Să lăsați pachetul cu șervețele că se aude în lavalieră. Mulțumesc. Că dacă ziceți că a fost 12 ani la fel și rău și rău și rău, mai faceți cununie cu el? Doamna Mara, nu știam cum să o mai iau cu el ca să-l fac să se schimbe. Și am cerut de foarte multe ori ca să se schimbe măcar pentru copii. Măcar... El e băutorul, probabil, nu? Da. Atunci adică... când e beat, face așa.
Și când e beat și când e treaz, are... Ați sperat în schimbarea lui până în pânzele albe. Tot a sperat da, să se schimbe, o să se schimbe, dar da. N-ați avut. Și... cu copiii era și cu copiii? Violent sau doar cu dumneavoastră? Nu înțeleg. Era violent și cu cei mici? Se purtau urât și cu nu, ei? Nu, doar copiii s-au speriat când a dat în mine. Că copiii dormea și eu m-am pus la picioarele la copii. Ultima oară, acum, da, când acum, ați plecat. Când m-a strâns de gât să cunoaște, că s-a vindecat acum. Dar n-am, eu, ultima oară când a fost? Acum o săptămână. Și puteți să ne să-mi spuneți duminica ce s-a întâmplat în duminica aceea? Nici eu nu știu de la ce. Păi, nici eu nu știu de la ce. Că era beat. Ce s-a întâmplat? Deci a venit acasă beat? Era beat, a început să certe cu mine una alta și ai de aici a ajuns să dea mili. Păi și am zis că până aici, nu mai suport. Și dumneavoastră a sperat mereu că el se va schimba. Am sperat în copiilor. Păi da, știu, de dragul cuiva, dar ce vă spunea el ca să vă motiveze să credeți că el odată vă va schimba? Când era treaz. Păi da, când era treaz sau poate și atunci imediat zicea să-l iert, că îi pare rău. Dar el recunoștea că problema este la el sau că problema este a lui? Atunci când consuma alcool. De exemplu, acum două săptămâni a dat o palmă în mine și l-am întrebat de ce dă. Și seara a zis că dacă vreau să-l iert pentru palma aia, că aia n-a fost palmă. Păi a fost o mângâiere mai... Asta am zis și i-am zis și eu tot să la știți fel. Că asta este o greșeală pe care o fac toate femeile, da. Așa cum sunteți și dumneavoastră. Speră că într-o zi ele sau copiii vor reuși să schimbe comportamentul tatălui respectiv al soțului. Dar nu e deloc așa. Este o falsă speranță, da. Și este un chin cum nu se poate mai mare, pentru că este chinul meu ca soție și chinul copiilor mei. El nu se poate schimba atâta timp cât nu realizează, cât nu înțelege că are o problemă. Da, dacă îi cerea iertare, ea a crezut că înțelege. Dar credeți că se mai poate schimba un om după atâția ani, un om care face același lucru de atâția ani, chiar dacă el promite după fiecare astfel de episod? Da, păi tocmai asta spun. Adică, el promite și băutura e pentru băutura. Că el știe că ea nu va face un pas. Promisiunea aceea este, de fapt, un fel de pact pe care îl fac împreună, în acord cu doamna, îmi pare rău să o spun, dar asta se întâmplă într-o situație de acest gen, pentru că doamna așteaptă să vină acea zi mare când el se va schimba. Și ce să facă doamna? Este momentul... Concret... După atâția ani, Roman, ce să pună fac? Punct. E foarte greu când ai casă și cu doi copii în brațe. Și cu casa și cu copii, uitați-vă la generațiile care au crescut și oamenii care au crescut în astfel de condiții, pentru că nu devin acei adulți stăpâni pe ei și capabili să-și ia viața în propriile mâini. Adică în aceste situații trebuie să ne gândim așa, bun, aș fi de acord să mă sacrific pe mine și viața mea, dar copiii mei, ce o să mă întrebe sau cum o să răspundă mie când ei or să fie într-o dependență totală de o altă persoană, așa într-o căsnicie, sau va avea strict comportamentul tatălui. Modă, dumneavoastră aveți servici? Asta de vorbă și pe tema asta cu el. Draga mea, din ce vă întrețineți voi? El vă întreține? El ne întreține, dacă el eu nu muncesc, că nu mă lasă să merg la muncă. Da. Deci, da, știți e ce clar. Se întâmplă? Ați și acceptat nu, să nu o luați, când Doamne iertă-mă, nu vă cert. Eu n-aș putea în viața mea să spun, nu știu, să vin să nu munci. Adică nici și mega milionar dacă ar fi. E chestiunea de confortul meu, de ceea ce fac, de faptul că simt nevoia să plec de undeva de acasă, să vin, să mă întorc, da, să am o altă ocupație. Doamna Mara, și nu mă înțelege. Păi nu există. Zice că dacă nu trebuie pleci, să vă înțeleagă el într-o căsnicie și într-o relație. Sunt patologic, da. Oamenii, da, pe oamenii asta trebuie să înțeleagă se bazează, între ei. Că dacă ea nu să pleacă, captivă acasă și dacă dumneavoastră aveți un serviciu, puteți să vă luați o gazdă, să plecați de mult de acolo. Da, doamnă, dar eu i-am spus, dacă era să plec după bărbați, nu stăteam cu el. Absolut, are un motiv. Da, da, un om gelos nu înțelege. Tot zic la fel. Și e 5 case care le-am schimbat în anii ăștia, că n-avem un loc stabil. Trebuie să fiți prima care gândiți și pentru copii. Pentru că la el ați văzut, nu te duce la serviciu, că te duci nu știu unde. Dumneavoastră trebuie să gândiți așa, păi dacă stau acasă, sunt într-o dependență totală din punct de vedere financiar, că am un acoperiș deasupra capului. Dar, între o viață de acest
gen, oferită și copiilor mei și trăită de mine, și Doamne ferește, într-un acces de furie deslănțuită a acestui om, nu se știe ce se poate întâmpla, pentru că sub imperiul impulsului el acționează fără să gândească, și atunci dumneavoastră vă gândiți așa, plec undeva, la o rudă, cer ajutorul cuiva și mă duc undeva cu chirie, găsesc undeva de muncă, ceva, de muncă, orice. De câte ori v-ați întors la el, Doamnă, în toți anii ăștia? De câte ori ați plecat și v-ați întors? O singură dată. O singură dată. Am fost dată și cu copiii afară când erau ei mai mici, erau micuți, nu știa ce s-a întâmplat. Dar spuneați că numai de 3 ani așa, dragii.